Fetiță lovită accidental cu ciocanul în cap de propriul tată. Întâmplare nefericită într-o familie din comuna dâmbovițeană Comișan. O fetiță de 9 ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște cu capul spart după ce tatăl ei a lovit-o accidental cu un ciocan. Se pare că fetița a fost lovită din greșeală când tatăl tăia lemne în curte. Mama spune că totul a fost accidental. Soțul tăia în curte niște scânduri, iar la un moment dat, cu ajutorul unui ciocan, a încercat să scoată niște cuie dintr-o scândură, moment în care ciocanul l-a sărit din coadă și a lovit-o în cap pe fetiță, care se juca în apropierea tatălui. Da. În ce stare se află copilul? Ce s-a întâmplat, doamnă? Ce a fost? Tăia soțul lemne și i-a scăpat ori cu pur, ori ciocan, nu știu, avea un ciocan de fier și i-a scăpat din greșeală și i-a sărit din coadă și, fiind copilul prin preajma lui, a nimerit-o pe ea. N-a fost cu intenție. Tăia la lemne în curte și i-a trecut copilul prin curte. Venea la mine la bucătărie, pregătea masa și probabil a scăpat și a nimerit-o pe ea, care ar fi eu la nebun să-și... Dar cu ce lovit-o? Ce a sărit? Cred că, avea, ce-am văzut în mână, avea un ciocan din fier. Vrea să scoată niște cuie de la lemne, că sunt niște deșeuri. Nu, a venit pe braț, adică a venit în picioare la mine, deci inconștientă, nu e. Da, are decât o tăietură. Imediat, fetița a fost transportată de către un echipaj al serviciului de ambulanță Dâmbovița pentru îngrijiri medicale la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Se pare că fetița a avut nevoie doar de două copci. Un copil conștient, cooperant, prezintă o plagă frontală, un accident casnic. Ce s-a întâmplat? A fost lovită cu un corp dur din greșeală. Nu pune nicio problemă. La fața locului s-au deplasat polițiștii pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a comis fapta. Cel mai probabil se va întocmi dosar penal pentru lovire.